Hai să vedem dacă prietena mea e acasă. Oh. Ce pula mea cred că pula mea nu mă lasă. Hai să vedem ce zic. Dacă prietena mea e acasă. Momentan, artista nu are pulă. O, este mai cea mai bună. Atunci, dăm telefon și urmă, ca să întrebăm, bă, de ce n-ar mai avea pulă? Că tu ești de la SRI. Că și ești de la SRI, dar n-are pulă. Nu întreb așa cu să băi, știu de ce n-are pulă, că are o pulă mare băgată în pic. Fata cum? Oh, are o pulă? Oh, are o pulă de-aia. A! Alo, ha, ha! Nu te pot să mă întreb. Cum te întreb? Cum? De ce n-are aia pulă sau cum are pulă? Doar când fiți la a face așa ceva. Dar face. Oh. Sorma mea nu e ok. Hai să ne uităm și la control. Fata, vreau să știu cum viu ca să fiu viu. Dacă nu-mi dau telefonul meu și m-am prins. Salut, Bogule, ce faci? Ba da. Aoleu, fata. A. Nu te-ai dor de matei? Da. Ăla să le fac. Bine, fac. Deci gata, am vorbit cu soțul. Acum vorbim cu mama. Ce să zic eu, mama? Bă, are pulă. Mama, ce vreau să zic eu? Băi, e tânără, are vână. Păi n-are. Păi n-are pulă. Aolo, n-are pulă. Mamă, îmi tai glanda. Și mama zice, tai-ți glanda. Prostul pulei. Mamă, îmi tai pulă. Tai-ți pulă. Dacă mama pe bune, mama îmi zice să-mi dai pul. Aha, sărmana îmi dai. Ce facem, mama? Da, mama, hai mura rău. Eu făceam mișto de tine acum pe YouTube, rău. De tine. Da, făceam mișto de tine. Ești mama mea adevărată. Aolo, tremuri. Și ăla micu ce face? Bagă lemne? De stă pe lângă tata? Păi stai că o să vină pe lângă tine așa, păi. Aolo, ai încurcat-o. Bine, pa. Pa. Deci, îmi tai pula. Dacă era putere la pula, pula mea, pula. Cu gadicile astea proaste, te piși pe tine, vezi.